După o vreme deosebit de caldă pentru această perioadă, cu maxime de până la 30 de grade, meteorologii ne avertizează că județul Argeș este sub avertizare de cod galben începând din această seară până sâmbătă. Vor fi condiții de grindină și local cantitățile de apă pot depăși 20 de litri pe metru pătrat. Pentru acest sfârșit de săptămână, vremea va fi instabilă, instabilitatea atmosferică care se va manifesta îndeosebi în ziua de vineri, de altfel până la orele 12 vineri. Este valabilă o informare meteorologică sub aspectul instabilității vremii, care va consta în temporar în orări accentuate, ce vor determina averse de ploaie, trecători cu caracter torențial, intensificări de scurtă durată ale vântului, descărcări electrice și pe alocuri chiar condiții de grindină. Local, cantitățile de apă pot depăși 20 de litri pe metru pătrat și punctual chiar 40 de litri pe metru pătrat. Nici săptămâna viitoare ploile nu ne ocolesc. Începând de marți, vremea rece își spune cuvântul. În ceea ce privește evoluția săptămânii viitoare din punct de vedere al vremii, de marți din nou vremea se va instabiliza mai accentuat. Vor fi înorări accentuate care temporar vor favoriza averse de ploaie, din nou descărcări electrice, intensificări ale vântului, trecători pot căpăta caracter torențial și pe alocuri vor fi de asemenea cantități de apă semnificative.